Zimi copiii permanent când mă întreba cineva, știți cum copiii, de obicei, ce vrei să devii când o să crești mare? Deci care medic, care, deci eu permanent am zis polițistă. Deci subziunea noastră mai mult intră în acțiune atunci când deja nu mai poate nimeni să facă față. O femeie care ar vrea să-și aleagă profesia de polițist, în primul rând ar fi trebuit să fie curajoasă, să fie încrezută în sine, să aibă un pic mai multă drăzenie decât celelalte femei. Nu le fie frică niciodată să activeze în Ministerul Afacerilor Interne. Deci, în primul rând, eu cred că o să aibă un statut frumos de polițist. Doi, uniformă, ceea ce înfrumusețează oricare femeie. Trei, să aducă și un beneficiu în societate.